moșchinez. Deci cum parchează moșchinez în România. Și el nu știu dacă se poate observa, dar dați să fac puțin zoom. Stați. Este un Mercedes negru chiar acolo în față, după cum puteți vedea. Bă, care este parcat pe avarii și acum pleacă și l-a parcat acolo și l-a dat și pe avarii și pleacă acolo, după cum se poate observa. Deci așa oameni... Se duce la taxi, fii atent. Se duce să-i ceară taximetristului banii, ia ce face. Uite. De ne-a și pe mine, dai un drog? Da. Ai, dă niște benzină. Bă, ai prost. Eu cred că e prost. Asta fac s-a parcat pe la acolo. E posibil. Cum? E deci posibil. L-a parcat acolo Bersano și l-a parcat și l-a dat pe mare și acum plecătură. Deci nu cred asta. Imposibil. Deci nu se poate așa ceva. Nu cred. Hai să mai ceasul YouTube până pleacă la acolo. Deci nu cred asta, nu vine să cred. Edi, pune-l aici. Nu vine să cred, aici e Rafa, boss-ul YouTube, aici e Marius Sen. Și acolo e merțanul chinezului, e moșneagă puțit, care și l-a dat pe avară. Oare limba ca nu intere. Alta, uitați-vă, deci trece, e roșu și aia trece, o doare fix în cur. Ca să vorbim pe românește. Ia uite, vorbește la telefon, n-are nicio treabă. Mai departe, acolo, dă-te Rafa. Acolo este merțanul, dar nu se mai vede. Dăm pe normal. Normal. Opa, se pare că era să se întâmple un accident. Dar nu mai contează. Ce? Și nu vine să cred, acolo este merțanul. Dar cred că va trebui să plec undeva să am un unghi mai bun. Pun pauză și revin când o să am un unghi mai bun.